Salut! Numele meu este Vlad. Teama de a vorbi în public include cel mai mare număr de oameni atunci când vorbim de frici sau fobii. Personal, cred că momentele în care fiecare dintre noi am dobândit teama de a vorbi în public sunt atunci când eram mici, când diferiți adulți binevoitori ne-au pus să vorbim în fața unor adulți sau copii, fie despre ceva ce nu știm, fie alegându-ne dintr-o dată și luându-ne prin surprindere, și făcându-ne să ne îngrijorăm despre modul în care vom fi percepuți de cei din jur, în loc să ne gândim la modul în care se simt cei care ne ascultă. În loc să te concentrezi asupra modului în care te simți, ieși din acel scenariu pentru a diminua starea emoțională în care te afli, așa cum am menționat în clipurile anterioare, vină cu mintea în momentul prezent și concentrează-te pe oamenii din fața ta, dorind ca ei să se simtă bine. Observă modul în care tonul și volumul vocii tale influențează starea pe care o are ascultătorul. Observă cine te urmărește și cine nu, ce din ceea ce faci te ajută să-ți transmiți mesajul și ce nu te ajută. De asemenea, probabil că nu e o idee prea bună să mergi în fața unui public și să vorbești despre un subiect pe care nu-l știi, deși sunt mulți oameni care fac asta tot timpul. O altă problemă este că unii oameni își creează aceste imagini înspăimântătoare în mintea lor, cu spectatori care se holbează la ei, apoi aud cum încep să se bâlbâie și prin asta nu fac nimic altceva decât să-și facă un plan care nu-i va ajuta prea mult. Când îi învăț pe oameni la curs să-și facă un plan bun în gestionarea emoțiilor, este uimitor modul în care reușesc să-și schimbe mult mai ușor și repede starea în care se află. Fă-ți un plan bun, micșorând și lăsând deoparte acele scenarii în care nu te descurci, apoi creează unele noi, vii și pline de culoare, în care te descurci exact așa cum îți dorești atunci când vorbești în fața unui public. Apoi, pășește în acest scenariu și joacă-l ca și cum ai fi rolul principal, livrând acel discurs. Dacă apare ceva ciudat, ieși din nou din el, fă modificările pe care le vrei, apoi intră din nou în acesta. Astfel îți antrenezi mintea să-ți ofere acea stare potrivită pentru a vorbi în public. Iar atunci când ești în fața oamenilor, poți să te concentrezi cu ușurință asupra lor, asupra modului în care se simt și asupra impactului pe care îl ai asupra publicului. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă butonul subscribe ca să fii anunțat când apare un clip nou. De asemenea, ne poți urmări pe Google Plus și Facebook. Indiferent, putem spune, păi da, și ce are cu mine de vorbește așa? Nu contează asta. Îți schimbi modul în care gândești despre ea pentru ca tu să te simți într-un mod mai bun și mai productiv pentru ceea ce faci și astfel îți schimbi comportamentul. Înainte de a face acest lucru, mai este un lucru mai important de atât. Să-ți dai seama care sunt lucrurile importante pentru tine, care este viziunea ta mai mare și mai importantă pentru ca apoi să poți să stabilești niște obiective corespunzătoare cu această viziune, practic.